Bună ziua și bine v-am regăsit, dragi elevi, la o nouă lecție de limba și literatura română, o lecție cu exerciții construite pentru voi, pentru a vă veni în sprijin vouă, elevilor de clasa a 5-a, din școli și secții cu predare în limba maghiară. Astăzi vom descoperi împreună un personaj tare, tare drăgălaș, un personaj pe care voi l-ați văzut în diferite animații, de exemplu, l-ați putut întâlni în Madagascar, în Happy Feet sau în Pinguinii domnului Popper. Este vorba despre un pinguin. Pentru a duce la bun sfârșit sarcinile de lucru de astăzi, veți asculta cu atenție textul în care apare pinguinul nostru. La circ, în târgul moșilor, pe gheața unui răcitor, trăia voios și zâmbitor un pinguin din Labrador. Cum se numea? Apolodor. Și ce făcea? Cânta la cor. Deci nu era nici scamator, nici acrobat, nici dansator. Făcea și el ce-i mai ușor. Cânta la cor, era tenor. Grăsuț, curat, atrăgător, în fracul lui strălucitor, așa era Apolodor. Dar într-o zi, Apolodor, spre deznădejdea tuturor, a spus așa: sunt foarte trist, îmi place viața de corist, dar ce să fac? Mi-e dor, mi-e dor de frații mei din Labrador. O, de-aș putea un ceas măcar să stau cu ei pe un ghețar. Apoi a plâns Apolodor. Dacă vreți să aflați mai multe despre Apolodor și despre pățaniile lui, vă invit să citiți cartea cu Apolodor scrisă de Gelu Naum, o carte nemaipomenită. Așa cum ați văzut, personajul nostru de astăzi este un pinguin. Dar probabil că ați auzit și câteva cuvinte care vă sunt necunoscute. În următorul exercițiu vom corela cuvintele cu imaginile care apar pe ecran. În felul acesta vom vedea care este un circ, un pinguin, cum arată un scamator, un acrobat sau ce este un frac. Rezolvarea exercițiului ar fi următoarea. 1. Se potrivește cu ce? Avem un circ. Pinguinul este animalul drăgălaș despre care vă spuneam eu. Scamator, da? Este un magician. Acrobatul, îl vom întâlni la circ. Iar fracul este haina elegantă pe care o vedeți în imagine. Pentru că sunt și alte cuvinte interesante și alte cuvinte pe care trebuie să le învățăm și să le utilizăm în viața de zi cu zi, vă invit să descoperim sensurile pentru următoarele cuvinte. Dicționarul explicativ al limbii române fiind deja un bun prieten al nostru. Răcitor, cor, tenor și deznădejde. Haideți să vedem care poate fi explicația potrivită pentru fiecare din aceste cuvinte. Răcitor este un obiect care răcește, care menține temperaturi scăzute. Cor este un grup de persoane care cântă împreună muzică. Corul îl întâlnim în biserică, de exemplu, sau în diferite concerte. Tenorul este un cântăreț care are o voce mai înaltă, iar deznădejdea este o stare sufletească a omului care nu mai are nicio speranță, este disperat. Pentru că textul nostru, zic eu, că a fost unul foarte interesant și grozav, haideți să vedem cum am putea completa următoarea hartă cu informații despre text. Vom identifica personajul, vom revedea titlul, locul unde pinguinul, de unde venise pinguinul și locul acțiunii. Completarea hărții ar fi următoarea. Personajul este Apolodor. Textul se numește Cartea cu Apolodor. Locul de unde vine pinguinul este Labrador. Labradorul este o peninsulă mare din estul Canadei. Este cea mai mare peninsulă din America de Nord.
Locul acțiunii este la circ, în Târgul Moșilor. Iar Târgul Moșilor se organiza în urmă cu multă vreme, undeva am trecut în București. Era un loc de întâlnire, de distracție și, de ce nu, de făcut diferite afaceri. Așa cum v-ați dat seama, în text, apar câteva enunțuri care s-ar putea să vă surprindă. Faptul că la circ trăia un pinguin este destul de interesant, sau poate ați fost surprinși de faptul că la circ era voios acest pinguin și nu era supărat de faptul că făcea diferite acrobații pentru a distra lumea. Lui Apolodor nu-i prea plac definițiile, dar îi spunem totuși că aceste cuvinte pe care noi le-am folosit sunt și le vom utiliza în continuare, sunt figuri de stil. Haideți să descoperim împreună cu Apolodor câteva figuri de stil care trăiesc în mintea și în sufletul nostru și trezesc, să zicem, niște trăiri deosebite. Personificarea este o figură de stil prin care animalelor, plantelor și obiectelor li se atribuie însușiri omenești. Haideți să vedem, dacă recitim versurile din imagine, dacă putem identifica o personificare. La circ, în Târgul Moșilor, pe gheața unui răcitor, trăia voios și zâmbitor un pinguin din Labrador, cum se numea Apolodor. Și ce făcea? Cânta la cor. El este umanizat, îi se aduce o trăsătură umană. El cânta la cor asemeni oamenilor. În exercițiul următor aveți câteva personaje pe care voi le-ați întâlnit în desene animate. Haideți să bifăm personajele care au fost deja personificate. Tom, Mickey Mouse sau Elsa? Tom și Mickey Mouse au fost cei care au fost personificați. Lor le-au fost atribuite însușiri umane. În exercițiul următor vom colora cu albastru personificările din versurile date. Într-o zi, Apolodor, spre deznădejdea tuturor, a spus așa. Apoi a plâns Apolodor. Care credeți că este însușirea umană care a fost atribuită lui Apolodor? Bineînțeles, i-a fost dat un nume lui Apolodor, el a spus așa, el vorbește și apoi a plâns Apolodor. Acestea sunt personificări atribuite de către autor pinguinului. O imagine drăgălașă aveți de asemenea pe acest slide. Pornind de la imaginea de mai jos, putem alcătui un enunț în care se existe o personificare. Ia să ne gândim puțin. Este cam bizar, ciudat să vedem un pinguin care butonează laptopul. Dar dacă ar fi să scriem un enunț despre acest pinguin, am putea spune că Apolodor scrie un e-mail fraților din Labrador. Haideți să identificăm personificările din citatele următoare. Camila Suzy, cea mai tristă, oftă cu fața în batistă. Ea îi fusese ca o mamă, îl învățase prima gamă. Apoi aceeași maimuțică îl întrebă cum se numește și, auzind urarea lor, s-a bucurat Apolodor. Și rătăcind mai multe zile în largul mărilor Antile, a navigat Apolodor prin Marea Caraibilor. Aveți aici prietenii lui Apolodor și haideți să vedem care ar fi personificările din textul nostru. Avem din nou pe Camila Suzy, da, care oftează. Ea este asemenea unei profesoare pentru Apolodor, îl învață prima gamă. Maimuțica îl întreabă și apoi Apolodor se bucură, este încântat. De asemenea, Apolodor navighează asemenea unui marinar foarte, foarte iscusit. O altă figură de stil pe care îl
vom învăța pe Apolodor este enumerația. Aș vrea să folosiți cuvintele din textul de la începutul orei pentru a completa spațiile libere. Vom lua din text trei cuvinte pe care le vom pune pentru a forma o enumerație. În fracul lui strălucitor, așa era Apolodor. Ia să vedem care sunt cuvintele pe care le-am putut selecta. Grăsuț, curat, strălucitor, în fracul lui strălucitor, așa era Apolodor. Aveți grăsuț, curat, atrăgător. Spre a fi mai informați, trebuie să vă spun că enumerația este o figură de stil care, așa cum ați și observat, constă în însușirea unor obiecte, înșiruirea unor obiecte, acțiuni și însușiri ale unor ființe și împreună vom identifica prima noastră enumerație. Haideți să vedem. Avem aici prietenii lui Apolodor și vă las câteva momente să recitiți textul pentru a putea apoi să identificăm enumerația. Voi lectura și eu textul. Cum se numea Apolodor și ce făcea? Cânta la cor. Deci nu era nici scamator, nici acrobat, nici dansator. Făcea și el ce mai ușor. Cânta la cor. Avem aici enumerația. Scamator, acrobat, dansator. Cu siguranță în acest moment puteți și voi să creați o enumerație. Fracul lui Apolodor era strălucitor. Probabil că mai era curat și era, bineînțeles, elegant. Ați văzut imaginea potrivită pentru frac. Aici avem rezolvarea. Probabil puțin mai dificil este atunci când ni se dau anumite cuvinte pentru a combina sau completa anumite enunțuri și pentru a face o enumerație. Dar avem aici trei cuvinte destul de prietenoase, doi, șerpi și porumbei. Voi citi textul și vom vedea împreună unde le putem introduce, astfel încât să obținem enumerații. A venit circul la noi, în oraș e zarvă mare, vom vedea un clovn sau, doi, acrobați și animale, elefanți, cai, porumbei, dansează în lumină multă, șerpi, șopârle, tigri, lei, cu toți de dresori ascultă. Vă las puțin să recitiți, astfel încât să puteți observa enumerațiile. Elefanți, cai, porumbei, șerpi, șopârle, tigri, lei. Recitind versurile următoare, veți observa că unele cuvinte se repetă. Haideți să vedem care sunt acestea. Dar într-o zi Apolodor, spre deznădejdea tuturor, a spus așa: sunt foarte trist, îmi place viața de corist, dar ce să fac, mi-e dor, mi-e dor de frații mei din Labrador. Cuvintele care se repetă sunt: mi-e dor, mi-e dor. Oare cu ce rol se repetă aceste cuvinte? Trebuie să știți că de regulă repetiția are rolul de a evidenția anumite trăiri. Este o figură de stil prin care se repetă unul sau mai multe cuvinte. În cazul nostru, se repetă cuvintele mi-e dor, mi-e dor și arată dorul puternic al lui Apolodor. Lui îi era dor de frații lui. Vom identifica împreună repetițiile din versurile următoare. O, frații mei din Labrador, adio vouă tuturor, pe semne că mi-e dat să mor aici, la țărmul mărilor. Și ce păcat, eram tenor, cântam frumos, cântam la cor. O, frații mei din Labrador,
O, frații mei din Labrador! Cu siguranță ați identificat-o de data aceasta cu mult mai mare ușurință. Le avem evidențiate cu roșu, cântam, cântam, și cu verde, o, frații mei din Labrador. Cu siguranță în acest moment Apolodor știe foarte bine figurile de stil, dar haideți să vedem dacă și noi le-am învățat. Vă rog ca în exercițiul următor să identificați figura de stil din următoarele versuri. Le voi citi și încercăm să identificăm și să completăm coloanele alăturate. Și spuse cu fială, ia-le, sunt toate, toate ale tale. Spre sud, spre est și spre apus trec elegantele fregate. Și-a amintit Apolodor de frații lui și-a plâns cu dor. Așa, cu vânătăi și gol, nu cred că mai ajung la pol, nu cred că mai ajung la pol. Și auzind urarea lor, s-a bucurat Apolodor. Da? Vom observa că în text avem repetiții, avem enumerații, înșiruiri, avem personificări, însușiri umane, date unor ființe necuvântătoare. Da? Haideți să vedem unde le putem identifica. Avem toate, toate, repetiție. Avem de asemenea trec elegantele fregate și avem a plâns sau și-a amintit, care este o personificare. Spre sud, spre est și spre apus avem o enumerație. Nu cred că mai ajung la pol. Nu cred că mai ajung la pol, se repetă. Da? Și s-a bucurat Apolodor. Starea aceasta de bucurie este specifică oamenilor. În cazul nostru, Apolodor, da, cum am și spus, are trăsături umane. În textul următor, pentru că Apolodor s-a grăbit să plece cât mai repede, să fie aproape de frații lui din Labrador, au apărut nu mai mult, nici mai puțin de 10 greșeli. Aș vrea să le corectăm împreună. Vom lectura textul și vom vedea unde, din cauza faptului că s-a grăbit, a strecurat Apolodor câteva greșeli. Mistuit de dor, pinguinul Apolodor își ia rămas bun de la prieteni și o pornește spre polul sud, sperând că își va găsi liniștea alături de frații lui din Labrador. Cămila Suzi, iepurele buzălată și pisoiul țiț, chiar care să-l oprească, dar în zadar. Dorul ei de depărtări e mai puternic decât orice și nicio rugăminte, oricât de fierbinte, nu topește dorința lui de a vedea gețurile nesfârșite de la capătul pământului. Ați văzut acolo, au apărut câteva greșeli, 10 la număr, haideți să le identificăm împreună. În primul rând, ce mi-a sărit mie foarte ușor în ochi a fost faptul că Apolodor este scris cu literă mică, iar Apolodor este un substantiv propriu, care se scrie întotdeauna cu literă mare. Haideți să vedem greșelile făcute de Apolodor. Mistuit de dor, da? Așa cum vă spuneam, Apolodor se scrie cu literă mare. Își se scrie cu î din i și nu cu î din a. Își a rămas bun de la prieten și o pornește spre polul nord, sperând, de asemenea, cu î din a, că își va găsi liniștea alături de frații lui din Labrador. Frații se ortografiază cu doi de i. Cămila, da, este început de propoziție și se va scrie întotdeauna cu literă mare. Suzi, iepurele buzălată și pisoiul țiț,
încearcă și nu încearcă, încearcă să-l oprească, dar este în zadar, adică degeaba se străduiesc. Dorul lui și nu ei de depărtări e mai puternic decât orice și nicio rugăminte, oricât de fierbinte, nu topește dorința de a vedea ghețurile și nu gețurile, da, cum era scris înainte, nesfârșite de la capătul pământului. Ați fost grozavi. Ați descoperit toate greșelile pe care Apolodor le-a făcut grăbindu-se să plece în, să-și vadă frații. Cărțile cu Apolodor sunt nemaipomenite și sunt cărți potrivite vârstei voastre și vă invit să le citiți atunci când aveți timp liber. De asemenea, aș vrea să vă spun că acest suport de curs nemaipomenit și foarte jucăuș a fost realizat de doamna profesor diaconu Mariana Cătălina de la școala gimnazială Dr. Bernardi Gheorghi din Târgu Mureș. Mulțumesc frumos pentru atenție și ne vedem la următoarea lecție de limba și literatura română.